domnul primar Fritz, datorită faptului că nu am renunțat la procesele penale împotriva unor membri USR din filiala Timiș. A încercat să își facă singur dreptate și săptămâna trecută au suspendat pentru o perioadă de 15 zile autorizația de funcționare a localului pe care îl patronez. Asta într-o, nu știu, într-o manieră de Robin Hood, de filmele cu Robin Hood, noi având decât o singură amendă primită pentru tulburarea liniștii publice. Legiuitorul spune foarte clar că pentru abatere repetate la noi a existat o singură abatere și domnul Fritz s-a gândit să ne închidă, să ne închidă afacerea. Oricum suntem foarte contrariați de activitatea dânsului și modul în care procedează. Ce face domnule Fritz ăsta la Timișoara? Spuneți-ne și nouă, domnul Dinu, sunteți de acolo, noi suntem departe, la 600 de kilometri de Timișoara. Spuneți-ne și nouă, ce face până la... ce se întâmplă practic în Timișoara? Ca să nu zică lumea că vorbim noi despre Timișoara în condițiile în care nu suntem acolo. Ce se întâmplă în orașul ăla până la urmă? Din păcate, absolut nimic. Timișoara este într-un frig, Colterm nu funcționează. Domnul Fritz uită să ne spună că a încasat o amendă de 21 de milioane de euro pentru Colterm pe care trebuie să o plătească oamenii din Timișoara, timișorenii. Am văzut astăzi o conferință de presă a dânsului în care dânsul în momentul de față s-a hotărât să introducă în insolvență Coltermul pentru a se proteja de creditor, doar că nimeni nu i-a spus domnului Fritz că până va intra în insolvență este un proces de durată și cu siguranță va trece iarna și vom ajunge în vară până în momentul în care va reuși el să facă, să facă această procedură. Domnul Fritz nu face nimic, nici măcar la un an de activitate nu a avut bunul simț să vină să ne spună ce a făcut pentru oraș. Este în concediu paternal, era în concediu paternal, aia e foarte bine că a născut soția dânsului, dar, nu știu, viceprimarul din primăria Timișoara, săptămâna trecută îl căuta, că nu știa pe unde e. Deci vă dați seama, sunt momente tragico-comice ceea ce se... A lăptat. Da, probabil, ca și Părinte 2, a lăpta. Da, s-ar putea să aveți perfectă dreptate. Vă dați seama, într-o instituție publică, ca și Primăria Timișoara, în care Colterm nu furnizează căldură abonaților, oamenilor, domnul Dinu, nu să plece în concediu maternal, fără a-și anunța colegii că pleacă în concediu maternal. Ne scriu niște timișorence, și timișoreni. Stăm în frig, zice doamna Tamara Olteanu, spre exemplu. Da, spune adevărul domnul Dinu. Eu sunt oameni în Timișoara au fost 11 școli închise în Timișoara datorită frigului. Doamne, maică, domnule. Eu am spus ieri, aseară, la Antena 3, am spus un lucru. Zic, dumne, dacă ne taie și programul de televizor la 2 ore, exact ca pe vremea lui Ceaușescu. Daniela Mihoc, zice, sunt din Timișoara. Să-l dea numai pe Arafat 2 ore, să-l dea numai pe Arafat 2 ore. Odă lui Arafat. Da, ajungem și acolo, Florian, stai așa. Dacă îmi permiți 2 secunde, că m-a incitat ceasul domnul Dan Dinu, Adina. Fritz ăsta, sau îl cheamă Blitz pe ăsta de-al dumneavoastră de acolo, idilul Lupește, a spus ceva că face pe Robin Hood. Vedeți că asta e un paradox a eticii. Robin Hood nu făcea bine că fura de la bogați. Că m-a pus și eu mâine să fur de la Turcescu sau să sparg o bancă. Deci nu e etic să iei de la ce face USR-ul. Ia de la dumneavoastră și își dau tot lor, da? Lăsați că nu e Robin Hood ăsta. E un Robin Hood gravid, deocamdată. E, da? Care mă închide parte din Antifa și Fritz. N-ai de unde să știi în ce zonă se duce.